Bună dimineața, bine v-am regăsit la previziuni. Președintele participă astăzi la ședința conducerii PNL, unde se vor împărți banii țării pentru anul viitor. Misiunea PNL nu este deloc ușoară în condițiile în care, pentru a fi adoptat bugetul, liberalii au nevoie de voturile partidelor care susțin executivul, iar cererile lor sunt extrem de variate. Ne explică acum colega mea, Xenia Croitoru. Xenia, bună dimineața, ce se cere în schimbul voturilor? Bun găsit tuturor! Am nevoie cei din Partidul Național Liberal de crearea unei majorități confortabile în Parlament. Astăzi au fost adunați în ședință liderii de filială din Partidul Național Liberal și urmează ca în foarte scurt timp să ajungă aici și Klaus Iohannis. Spun surse politice că președintele este prezent la această ședință la invitația premierului Ludovic Orban și liderului Partidului Național Liberal. Ei bine, aș puncta următorul lucru. Este prima ședință sau prima dată când un președinte de stat participă la o ședință a unui partid politic. Însă să nu uităm că Partidul Național Liberal este cel care l-a susținut pe Klaus Iohannis atât în primul mandat cât și în al doilea mandat de președinte la Palatul Cotroceni și spunea Klaus Iohannis în campania electorală că se va implica în diferite activități politice și se va implica în luarea deciziilor și nu va mai sta departe așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în primul mandat. Însă, teoretic, nu este constituțional să facă acest lucru, dat fiind faptul că președintele nu ar trebui să aibă apartenență politică. Vom vedea dacă la ședința de astăzi, după ședința de astăzi mai ales, va face vreo declarație Klaus Iohannis și vom vedea ce le va spune liderilor de filială, dat fiind faptul că, spun surse politice, Klaus Iohannis vine să le mulțumească acestora pentru susținerea din campanie și pentru voturile pe care aceștia l-au adunat și pentru faptul că Partidul Național Liberal a câștigat această luptă electorală. În ceea ce privește acel schimb dintre partide, ce cer partidele la schimb, ei bine, se vorbește despre cereri la buget. Cei de la UDMR, de exemplu, își doresc mai mulți bani pentru primarii ca să voteze legea bugetului de stat pentru anul 2020, să o voteze în Parlament și își doresc la schimb să primească primarii de la UDMR mai mulți bani în teritoriu. Ei bine, și cei de la PMP și-ar dori acest lucru. Însă să nu uităm că formațiunile politice care susțin Partidul Național Liberal mai departe în Parlament au semnat un acord înainte de votul executivului în Parlament, un acord care rămâne în picioare. Vorbim și despre formațiuni precum cei de la USR, care știm foarte bine cereau abrogarea recursului compensatoriu și rămâne această idee în picioare. Vom vedea până la urmă dacă la finalul ședinței de astăzi la care participă Klaus Iohannis vor exista declarații din partea președintelui. Mulțumesc foarte mult!